cineva ne-a telefonat și am prima dată am început să plânge. Prima emoție. În orice caz m-am bucurat foarte tare de succesele lui și mă bucur în continuu. O să ținem cum putem. Sunt mândră că am așa un fecior și foarte ambițios. El dacă s-a pus un plan, orice vis se îndeplinește. I-am spus că deja e și vârsta înaintată. Mă gândim că deja o să oprească, dar el nu. Nu și nu. Mamică, eu promit ca să lupt până la ultimă. Bucurăm și suntem mândri foarte, cu toată familia ne bucurăm. Victor, mama te iubește. Noi toți, toată familia te iubim. Te stimăm, sperăm și la o medalie la Olimpiadă. Mergem înainte la Franța, la Paris. Sper, au fost foarte emoții foarte tare. În primul rând, campionatul mondial este campionatul mondial care adversari slabi n-avem. Trebuie să ne concentrăm fiecare la maxim ca să câștigi. Victor, mai ales că m-a pus în fiecare luptă, m-a pus un pic la gânduri, fiindcă fiecare luptă era condus cu 6-0, cu mai două puncte și pierdem și meciul. Dar Victor a fost ratat caracter, într-adevăr. Bărbat adevărat care s-a arătat caracter, voință, dorință și deveni campion. Primul campion mondial la lupte greco-romane. E greu de spus, mai ales când se urcă pe podium și când cântă imnul. E foarte greu de spus. Atunci sunt niște emoții care nu se ridă. În două săptămâni urmează campionatul mondial de U23, care chiar cred că sâmbătă iarăși să plec la Timișoara, fiindcă campionatul îi se petrece la Belgrad. Și de la Belgrad plecăm pe data din 1. Din început am crezut că nu mai termin cu categoria, dar încet și ușor am păstrat calmul și a început să apară emoțiile. Ca la orice competiție, pentru că nu e primul campionat mondial, adică este deja a șasele sau a șaptea campionat mondial la mine, dar emoțiile de campion sunt foarte plăcute. Și abia acasă cel mai mare emoție, pentru că nu m-am așteptat că o să fie foarte mult. Așa, plăcut, foarte plăcut. Mulțumesc la toți pentru asta. Ca, cum și am mai spus recent, încă nu mi-am revenit după Olimpiada Moral, știți cum... Dar acum încet și ușor analizez. Încă nu înțelegeam, dar primul lucru care am făcut, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că mi-a dat așa putere. Asta e cel mai important în viață, eu cred. Eu am îndeplinit un scop care am dorit, eram campion european și tot care prieteni, într-adevăr, sunt apropiați mie și îmi zice că trebuie campion mondial. Centura asta tare îmi plăcea, tare o doream această centură de mult timp, de când mergeam la campionatul mondial senior, pentru că la europeni ele nu se dau. Se dau, dar rar și diferite, dar asta e unica și nu toți oamenii din lume au asta. Și sportivii care, într-adevăr, sportivi și care se ocupă cu luptele, ei înțeleg cât e de greu să obții acest rezultat. Și uite, pe mine m-a ajuns norocul. Deci eu spun odată pentru toți care se înțeleagă, noi suntem sportivi de performanță. Noi facem sacrificii, noi reprezentăm țara, noi nu facem criminalități, nu facem ilegalități. Asta e ceva normal ca un sportiv de performanță să fie angajat în poliția de frontieră, în pompieri, în Ministerul Apărării, pentru că nu numai la noi este asta, în toate țările, Germania, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Polonia, uitați, Ungaria, toți s-au premiat sportivii cu distincții, cu grade, cu una alta, pentru că eu mă uit după asta, eu sunt sport, mie îmi place sportul ăsta și eu analizez și mă uit după fiecare sportiv de calibru care are rezultate foarte bune, ce-o primit, pentru că Instagram-ul deja toate informațiile eu de acolo, pentru că într-adevăr scriu tot țările, federațiile, dar la noi e foarte greu asta. Pentru ce? Pentru că lumea care ne conduce nu vor să fac.
ca să dezvolți copiii, să dezvolți generații nouă, să dezvolți un sport bun, ca să... Cum ori să depui efort în sporturi, o să fie mai puțin o să bei, mai puțin ori să fumeze, mai puțin ori să se ocupe cu prostiile, cu drogurile și cu toate așa, pentru că o să aibă motivație. Nu mă tem eu de ei, foarte urât, nici n-am de cine mă tem, pentru că eu știu că sunt curat, cinstit și nu am ce ascunde. Și ei stau acolo și numai pot să mă scărească. Eu stau la computator și pot să mă scărească numele la un sportiv, asta e foarte urât. Să fii la tine în țară și pe tine să înceapă să te urmărească, să te măscărească sau să încerci să faci abuz care e foarte urât asta, dar nici nu am tras atenția la așa, nu trag atenția la... Nu premiază la campionatul mondial pe nimeni. Unii premiile sunt acestea care le vedeți la mine, florile, diploma. Oferte a fost una, în glumă. Da, posibil să accept. Da, nu vreau să vorbesc pentru că mie îmi place aici la noi. Da, condițiile nu sunt acelea care noi vrem. Dacă ar să fiu la putere eu, la sport, în privința sportului, în altceva, nu vreau să mă amestec, nu vreau politic, nu vreau nimic. Foarte multe voi face, foarte multe voi accentua și foarte multe mă stărui să dezvolt. Pe oricine să ajut. Și în ziua de azi ajut. Arăt, dau sfaturi la mulți sportivi, prietenesc cu mulți sportivi. Asta e ceva normal, să împarți ceea ce poți tu cu alții. Foarte multe mesaje am primit de peste hotare. Chiar și în timpul concursului, în semifinala cu Armeanu, toată sala a început a reacționa când văd că arbitrii erau contra mea. Ceva plăcut, că eu când spuneam la Mihalovanci, că Mihalovanci a zis toată sala, nu m-am așteptat la așa ceva. Strigau când au dat puncte incorrecte acolo, strigau sau nu au dat punctele, apoi ei strigau, tot sala a strigat, vă dați seama. Da, sigur te încurajează, cum nu, când vezi așa toată sala. Dar noi de mult participăm și deja mulți luptători ne cunosc, multe persoane sunt. La noi în țară nu e așa dezvoltat luptele, noi le dezvoltăm pentru că noi muncim și într-adevăr arătăm, participăm pentru această țară, într-adevăr participăm și facem ceva. Foarte mulți oameni s-au apropiat și întrebau unii Republica Moldova, chiar și cu șeriful tot, foarte bucuros, chiar. Interesant.